Un bărbat în vârstă de 68 de ani este cercetat pentru pornografie infantilă, fiind bănuit că ar fi filmat cu un telefon mobil acte de agresiune sexuală asupra unei victime, o fată minoră care se afla în grija acestuia. Conform Digi24.ro, dosarul de cercetare penală este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii DIICOT Timișoara, precizează sursa citată. Bărbatul suspect este în stare de arest preventiv în altă cauză, fiind trimis în judecată la data de 5 octombrie de către parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara pentru agresiune sexuală asupra a două persoane vătămate minore. Din cercetări a reieșit că în perioada 2021-2022, bărbatul care acum are 68 de ani ar fi filmat cu ajutorul telefonului mobil actele de agresiune sexuală asupra unei victime, în prezent în vârstă de 17 ani, care se afla în îngrijirea acestuia, fiind dată în plasament de la vârsta de 5 ani, menționează informarea IPJ Timiș. Acțiunea beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul penitenciarului Timișoara, precum și al jandarmilor din cadrul GMJ Timișoara și IJJ Timiș, relatează Digi24.